Au rămas puține zile până la sărbătoarea iubirii, marcată pe 14 februarie. De Valentine's Day, fiecare caută idei de cadouri și nu puțin sunt cei care vor să plece într-o vacanță de neuitat. City break-uri în Roma sau Veneția cu zboruri direct din Iași sunt la mare căutare în această perioadă. Prețurile încep de la 800 de lei. Cele mai căutate destinații în agențiile noastre au fost ofertele pentru city break-uri cu zbor direct din Iași către Roma, către Paris, orașul îndrăgostiților, Veneția, pentru că au plimbarea cu gondola, care este un simbol al dragostei, al iubirii. Avem oferte și pe Barcelona, pe Madrid, pe Lisabona, dar și vacanțe puțin mai exotice, precum Dubaiul, precum Maldive, care este la mare cerere, Seychelles-ul, de altfel, cu zboruri charter direct din București, sau Egiptul, care avem și zbor din Iași direct, cu pachetă de la 1000 de euro de cameră pentru 7 nopți, 5 stele call inclusiv. În afară de destinațiile exotice, există și cupluri care optează pentru vacanțe în România, la munte, către stațiunile cu diverse proceduri de tip spa. Cele mai ieftine destinații sunt în România. Tarifele pleacă undeva de la 500 de lei de persoană pentru un sejur de 2 nopți, în care au inclus micul dejun și procedurile spa, pentru că asta se caută în sezonul rece, se caută hoteluri foarte mult cu acces la piscină sau cu saună, cu salină. Iar cele mai scumpe pornesc undeva de la 1000-1100 de euro de persoană pentru Maldive, un sejur de 7 nopți cu zbor inclus, cu mic dejun. Nu doar cuplurile tinere își celebrează iubirea de Valentine's Day, ci și persoanele trecute de a doua tinerețe care vor să petreacă clipe unice în această zi. Cine sunt cei care caută în această perioadă mai frecvent o vacanță? În general tinerii proaspăt căsătoriți sau tinerii care doresc să bifeze acest moment printr-o călătorie, printr-un moment special, dar avem și persoane în vârstă care preferă să continue acest obicei an de an, preferă să plece undeva de Valentine's Day, să marcheze momentul, fie în România, fie în străinătate. Sărbătoarea iubirii, Valentine's Day, este celebrată anual pe data de 14 februarie. Este sărbătoarea care oferă cuplurilor încă un motiv de a-și exprima sentimentele. Deși această sărbătoare este una împrumutată, românii au adoptat-o fiind una dintre cele mai așteptate zile din an.